poate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM. Am ajuns la ediția de astăzi ascultând The Road to Hell. Am, nu știu ce vrea să însemne chestia asta, dar ne lămurim noi până la final. Marius din Drobeta, Turnul Severin, e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, Marius! Bună dimineața! Bine venit! Bună, bună! Ce faci? La serviciu. Cu cine? Cu 2-3 colegi de serviciu. Bun! Bun! Ce faceți voi acolo? Păi, cu activitatea de dimineață, doar ce am intrat la serviciu la ora 8. Adică, ce faceți? Cu ce vă ocupați? Beau cafele. La ISU lucrăm. La ISU? Ok. Da, la pompieri. Zi liniștită? Am înțeles, da, da, știm. Bravo, domnilor. Oare ce mai fac prietenii noștri pompierii? Cred că erau din Iași, mai ținite când a început pandemia. Da, și cu COVID. Și erau săracii, tot îi testau și după două luni tot mai aveau... Și au tot stat, autostat. Da, au prins săracii... Faza aia în care trebuia să te testezi negativ ca să ieși din izolare. Și nu se mai negativă. Nu din izolare, din spital, atenție. Din spital, da. Era momentul când te lua cu izoleta de acasă, nu știi când te mai întorci. Da. Așa e, da. Îi salutăm. Îi salutăm și dacă pe frecvență, prieteni, salutări. Sperăm că sunteți bine. Da. Da, da. Între timp sperăm colegii de la Turnul Severin să facă o figură frumoasă la Dublu sau Nimic în dimineața asta. Marius, când ești pregătit, începem. Sigur că da. Gata? Gata. Bine, Marius. 100 de euro. Colegii sunt și ei pe fază să dea o mână de ajutor în caz de... Să sperăm. Bine, Marius. Prima întrebare n-are cum să vă pună probleme, având în vedere că sunteți și mai mulți. Pentru 100 de euro, spune-ne, Marius, ce culoare are vinul Cabernet Sauvignon? Roșu. Na. Roșu. Da. Roșu. Roșu? Roșu. Roșu. Roșu e. În principiu, da. De fapt, mă, chiar așa e. 100 de euro, Marius. Da, mă gândeam. Negriș. Mulțumesc. Cu plăcere. Ați știut toți sau doar o parte din voi? Doar eu. Doar tu ai știut. Nu cred. Pentru că se aude, vă ascult în telefon și... Aha, și iau întârziere. Da, volumul e mai slab. Am înțeles, am înțeles. Bine, dacă bine, tot Marius, ne auzi și sper că tu ne auzi bine, că asta e important, ai câștigat 100 de euro, îi dublezi? Mulțumesc. Banii sau... Da, mergem mai departe, am în vedere că m-am înscris de foarte multe ori, iar ieri m-am scris soția și m-a sunat. Iată. Vezi, tot cu soția. Soția să are un ceas bun. Mână bună. De aici e română. Da. Bravo, hai să încercăm. Da, îmi place atitudinea. Dom'le, mă chinui de foarte multă vreme. Dacă tot am ajuns în direct, hai să merg până la... Adevărat că n-am. Auzi, Marius, am și eu o curiozitate. Aveți stâlp de ăla de vă dați pe el în jos de la etajul 1 la parter? Nu, nu, nu. Aha. Cum vedem în filme? Da, cred că e mai mult. Sunt și unități militare la care... E și stâlp. Păi, dar noi nu. Dacă m-aș fi făcut pompier pentru asta, m-aș fi făcut pompier, să mă dau pe stâlpul ăla. Da. Hai să vedem ce se întâmplă. 200 de euro. Marius, pentru 200 de euro. Da. Întrebarea este: care țară a fost prima invadată de Germania la 1 septembrie 1939 în cel de-al doilea război mondial? Polonia. Mai ții minte episodul cu Kramer, cu Seinfeld? Că tot mi-a adus aminte. Care? De stâlpul cu pompier, că voia să fie și el pompier, să conducă mașina de pompier. Și a făcut accident. Da, conducea, avea un volan și în spate, ca să ia firea și mai... conducea din spate, da. La România n-am văzut. Știi la ce ne referim, Marius? Este, nu știu dacă ai urmărit, serialul Seinfeld, și în Seinfeld unul dintre eroi, la un moment dat, voia să fie el pompier și se descurcă, ajunge în spatele unui camion de ăsta de pompieri, în America, unde are un volan și poate să cotească și el spatele. Și evident nu se pricepe și face numai răutăți. Erau mai și mai vechi, nu cred că se mai fac genul ăla. Nu, da, Seinfeld am urmărit serialul, dar nu în totalitate. Aha. Adică îl urmăream
anumite episoade. Nu e nimic, lasă, că dacă este nu știi asta... Este un episod foarte bun. Cert e că Germania, Polonia a invadat-o, dar la aia asta s-au luat. E bine că te pricepi aici. Așa că felicitări! Ai 200 de euro, Marius, deja. Doar 200 de euro. Ce facem cu banii? A, ce ar zice soția să faci? Nu știu. Mergem mai departe. Mergem mai departe, domnule. Bravo. 400 de euro. Marius? Da. Ai văzut filmul Slamdog Millionaire? Milionarul vagabond. Sau vagabondul milionar. Ăla indian cu puști, da, care participă la... Da? L-am văzut, da. Și aduce aminte răspunsul la întrebări în funcție de întâmplările din viață. Asta. Ce tare. Foarte bun minte. Filmul. Bravo. Da, un film, și mie mi-a plăcut foarte mult filmul ăla. Eu țin minte doar Gagica din filmul ăla. Și din film întrebarea asta. De acum, de asta ai zic. Ai pus o întrebare dintr-un film de acum... Da. De când nu erai tu născut? Marius, e, cum, e recent. Nu e. Era un compliment, Luca, nu? Mulțumesc. Marius, pentru 400 de euro în dimineața asta, spune-ne, da, ce președinte american apare pe bancnota de 100 de dolari? Franklin. Benjamin Franklin. Benjamin. Nu știi că e vorba Benjamins? Nu știu această vorbă. Nu știi? De câte ori ai văzut filmul? Nu, n-are legătură. Nu știu. De vreo 2 sau 3 ori. Și știi că îl întreabă asta în filmul la un moment dat. Ce tare. Da, parcă mi-aduc aminte. Dar... Dar ce întrebări grele pui, mă, Luca. În piese tip rap. Dar pe bancnota de 100 de lei, ce președinte apare? Păi n-ave, nu, că pe bancnotele românești nu sunt trecuți oameni politici. Sunt... Bine. Cine e, măi, pe aia de 100 de lei? Dacă nu mă înșel. Vezi? Stai că umbla la buzunar. Este ori un pictor, ori Mihai Eminescu, ori Nicolae Grigorescu, nu mai știu. Mihai Eminescu e, cred că, pe aia de un leu sau ceva. Are popularitate mai mare bancnota de 100 de dolari. Vezi, asta zic, ce tare. Bravo! Știe ce președinte american? Fița e că Benjamin n-a fost președinte. Nu a fost președinte, mă, da. Asta voiam să spun. El a fost doar cetățean. Da, cetățean. Da. Paratrăz de tu cu astea. Da. Dar nouă ne place să-i spunem președintele. Practic, da, a dat răspunsul corect. Întrebarea răspunsul a fost greșită. Întrebarea a avut o notă... Practic, o notă de relativism filozofic. Dar mie îmi place cum Luca, în momentul în care realizează ce a făcut, îl bufnește râsul, da, și nu, da, mai este din alfa. E foarte tare. Dar e și roșu tot. Da. E bine, da, că răspunsul a fost corect. Măcar Marius, atât. Felicitări. Da. O secundă. Stați așa, că dacă tot ne-am luat cu vorba, să vorbim și cu Marius. Că după aia nu mai avem timp. Marius? Da. Ai 400 de euro. Vrei să te consulți cu soția dacă mergi la 800 de euro sau nu? Da, dacă luăm o pauză... Fii atent, rămâi puțin la telefon, noi ne întoarcem în 5 minute și vedem cum facem. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM. La dublu sau nimic, 8:50. Din drobeta turnul Severin, Marius a răspuns la 3 întrebări și a câștigat deja 400 de euro. Neața din nou, Marius. Neața. Ce crezi că ar spune soția dacă... Cam ce crezi? Te-ar invita să mergi mai departe sau să te oprești? Cred că ar zice să mă retrag. Nu, da, cred. Ia să vedem ce zice Nadia, care e soția. Bună dimineața, Nadia. Ce tare, bună, Nadia. Bună, Nadia. Bună dimineața. Hei, ce faci, Nadia? Asculți radio? L-ai ascultat pe Marius? Da, 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 în fiecare dimineață. A fost mulțumim, foarte bun. Mulțumim. Da. S-a descurcat foarte bine, Marius. Da, eu l-am înscris ieri. Ea ne-a spus, da. Ne-a spus. E frică de tine, ne-a spus. Ai făcut foarte bine. Nadia, tu ce spui? Să meargă mai departe sau... Adică vorbiți voi între voi, discutat, nu știu, luați decizia împreună. I-am transmis deja să se oprească aici. Eram sigur, eram în stare să pariez. Da, dar știu de ce spun asta, pentru că nu e norocos așa, în general, la... Păi cum? N-are noroc la bani. V-ați găsit, dacă v-ați găsit și v-ați și căsătorit, atât înseamnă că e norocos. Păi da, dar nu la bani, mă. Ce romantic e, George, mă. Da. Zici și tu ceva, Marius.
Da, în general n-am noroc la bani în viață, dar nu știu, cred că o să mă retrag dacă mă întrebați dacă merg mai dincolo departe. De bani, altele sunt importante. Da, dar da, cum? Știu, dar sincer, o parte din mine și-a dorit să meargă mai departe, dar mi-e teamă. Altă dată la multe concursuri am știut întrebările până la sfârșit, dar s-a mai întâmplat să am și întrebări la care nu știam răspuns. Așa că... Marius, cum simți tu că e mai bine așa să faci? Din păcate pentru ascultători, că știu că și eu îmi doresc ca alții când sunt înscriși la concurs să meargă până la capăt. Asta era ideea. Dacă tot ai așteptat atâta, te-ai înscris de atâtea ori. Am înțeles, dar poate am noroc și mai intru și altă dată, ne mai înscriem și mergem atunci până bine, la capăt. Te întreb pentru ultima oară, care e decizia ta? 400 de euro sau dublezi la 800? 400 de euro. Nadia? Gata. Gata, 400. 400 aici rămânem. La 400 de euro, felicitări Marius și felicitări și Nadia. Mulțumesc. Că tu l-ai înscris. Mulțumim. Bravo, bravo. Felicitări Marius, știi că oricum până la urmă ascultătorii sunt interesați de întrebare mai mult decât de deznodământ. Da. Și în situația asta întrebarea oricum ți-o voi adresa-o. Eu. Hai să vedem ce s-ar fi întâmplat. Imaginează-ți că eram la 800 de euro, dar în afara concursului... Ia! Atenție! Asta e momentul adevărului. Da. Dar nu-ți pare rău orice ar fi. Întrebarea era, Marius, ce element chimic are simbolul F de la florin? Flor. Da, nu cred. Ce nu crezi? Nadia, tu ce zici? Ce ar fi fost? Nu știu. Nu știu. Nu e fosfor. Să revenim la Marius. Stai puțin. Ce nu crezi? Nu e fer? Fer sau fosfor? Florul a zis. E acum. A zis florul, dar nu cred. Da, a zis nu e sigur. Nu erai sigur. Da, nu. Nu eram sigur. Pentru că în tabelul Mendeleev, de multe ori, simbolul nu reprezintă denumirea. Da, e greșit. Corect, de data asta, nesigur, așa ai fi câștigat 800 de euro. Florul era. Florine. Florine, da. Da, da, da. Flori era, Marius. Ai răspuns corect. Felicitări, bravo. Felicitări. Mulțumesc. Și pentru premiul câștigat. Oricum e un premiu important. Noi începem să avem probleme cu banii. Da. E ultima ediție. Am dat 2800. Săptămâna asta am dat 2800 de euro. Da, trebuia să dureze până repede. Mai și uite ce s-a întâmplat. Asta e neoprimă. Practic, bine, vacanță. Felicitări, Marius. Nadia, bravo, Marius, că ai avut mână bună și l-ai înscris. Ne mai auzim. Sper. Salutări colegilor de la Turnul Severin. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.